Un român căutat de FBI pentru că a sechestrat și a încercat să jefuiască o fostă balerină milionară din Statele Unite a fost prins la Budapesta. În București, polițiștii caută un individ periculos care a tăiat două femei în centrul orașului. Una dintre victime este Margherita, fata interpreților Viorica și Ionită din Clejani. Și jaf neobișnuit în Ialomița, hoții au furat floarea soarelui de pe 30 de hectare, chiar înainte ca proprietarii să o recolteze. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un român de 36 de ani din Iași, pentru care FBI a oferit o recompensă de 10.000 de dolari, a fost prins la Budapesta. Individul era căutat pentru că acum 15 ani a intrat împreună cu alți complici români în vila unei foste balerine din Statele Unite cu o avere de sute de milioane de dolari. După ce au sechestrat-o pe ea și pe partenerul ei, agresorii le-au injectat celor doi o substanță despre care le-au spus că este un virus mortal. În schimbul antidotului, românii au cerut 8 milioane și jumătate de dolari, dar au abandonat planul când au văzut că nu primesc banii. Substanța cu care românii au injectat victimele s-a dovedit ulterior un aditiv alimentar. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aflat de 15 ani pe lista Most Wanted a FBI, care a oferit și o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații care se ducă la arestarea lui, românul Alexandru Barabas a fost prins în Budapesta, în timp ce făcea plajă la un strand. Poliția din Ungaria a publicat imagini care îl surprind pe bărbatul poreclit greu la bustul gol. Barabas era căutat de Biroul Federal de Investigații pentru că în 2007, împreună cu doi complici, toți îmbrăcați în costume de luptător ninja, au intrat în locuința Annei Bass din Connecticut, Statele Unite ale Americii. Femeia, o fostă balerină, avea o avere de peste 200 de milioane de dolari, în urma căsătoriei cu un miliardar texan. Barabas și complicii lui, unul dintre ei majordomul milionarei, s-au ascuns într-un dulap și după ce angajații din vila au plecat, au ieșit cu arme de foc și cuțite și au atacat pe fosta balerină și pe partenerul ei. Tricked into thinking they were given a deadly virus allegedly, and with this deadly virus the only way they could get the antidote was to pay millions of dollars. 8 milioane și jumătate de dolari a fost suma cerută. Speriată, fosta balerină a vrut să le dea lui Barabas și complicilor 250.000 de dolari. Dar după ce banca unde milionara își ținea banii a refuzat tranzacția, agresorii au abandonat planul. Și-au pus victimele să bea un somnifer și au fugit cu o mașină furată. Acum 10 ani au apărut informații că Barabas este acasă, în Iași, iar agenții FBI au venit în România. Autoritățile americane au solicitat recoltarea unor probe biologice în vederea stabilirii ADN-ului. A fost poliție. L-a arestat și dus să-și dea subsemnatul. Clientul meu și-a susținut nevinovăția, că nu a participat la ceea ce susțineau cei din Statele Unite, că nu a contribuit cu nimic la săvârșirea acelei tentative de jaf. Barabas era singurul dintre indivizii care au atacat-o pe fosta balerină Anne Bass, care nu fusese prins. Majordomul ei, Emanuel Nicolescu, a primit 20 de ani de detenție. Șoferul pe care Barabas l-a folosit să fugă din casa milionarei, Nicolae Helerea, fiul unui cunoscut acordeonist plecat din Brașov înainte de Revoluție, a murit între timp. Rudele spun că bărbatul s-a predat autorităților americane în 2012, imediat după vizita agenților FBI în țara noastră. A fost condamnat la 3 ani de închisoare și după eliberare a revenit în România, dar a sfârșit în urma unui tragic accident de circulație. Românul Alexandru Barabas urmează să fie extradat din Ungaria și dus în Statele Unite ale Americii, unde a primit o condamnare la 10 ani de închisoare. Acum 2 ani, Anne Bass, fosta balerină pe care a atacat-o, a murit la vârsta de 78 de ani. Alertă în București, polițiștii caută un individ periculos care a tăiat două femei în centrul capitalei. Agresorul, care se deplasa cu o trotinetă electrică, și-a atacat victimele la câteva minute distanță una de cealaltă și le-a provocat răni în zona pieptului. Una dintre ele este Margherita, fata interpreților Viorica și Ionită din Clejani. Individul a atacat aseară, în jurul orei 21 și 30 de minute. Aflat pe o trotinetă electrică, bărbatul îmbrăcat într-un maieu și pantaloni scurți a rănit prima dată o fată, care se plimba pe calea Victoriei. Polițiștii secției 1 au fost sesizați de o femeie care ar fi fost zgâriată cu un obiect tăietor, înțepător, de către un bărbat care se deplasa pe o trotinetă pe o stradă din sectorul 1. Există un cer de suspecți și se fac toate demersurile pentru identificarea acestuia. După atac, agresorul și-a continuat drumul și după niciun kilometru a lovit din nou. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă au oferit și primele indicii.
polițiștii au putut reconstitui traseul urmat de suspect. Nici 10 minute mai târziu, aici, pe bulevardul Ice Brătianu, la numărul 14, agresorul a mai făcut o victimă. O femeie de 30 de ani a fost rănită cu același obiect tăietor în zona pieptului. De această dată, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale. Victima este Margherita, fata interpreților Viorica și Ioniță de la Clejani. Ea nu a rămas internată în spital, pentru că rana provocată a fost superficială. După cele două atacuri, agresorul s-a făcut nevăzut. Polițiștii îl caută de aproape 24 de ore. Periculos, nu știu, toată lumea frică. Deja vorbim de un comportament deviant, deja vorbim de anumite tendințe, fie că o face pur și simplu din distracție, fie că o face cu o intenție criminală. Aceste conduite au o explicație, dar în patologia psihicului uman, în niciun caz în normalitatea psihicului uman. Agresorul are aproximativ 30 de ani, 1,75 m înălțime, păr negru și constituție atletică. Dacă va fi prins, va fi acuzat de lovire și alte violențe și poate fi condamnat la 5 ani de închisoare. Tinerii care nu au împlinit 18 ani și vor să lucreze pot cădea victime unor patroni care îi pun la muncă fără să respecte legea. Vedeți în câteva momente ce a descoperit inspectorul pro-peritoralul nostru. Un furt de amploare cu totul neobișnuit le dă de furcă polițiștilor din Ialomița. Hoții au recoltat toată floarea soarelui de pe 30 de hectare de teren și au dispărut. Pagoba a fost descoperită de proprietari după câteva zile când verificau dacă floarea soarelui în valoare de 10.000 de euro poate fi adunată. Pe câmp însă nu mai era nimic. Neobișnuitul furt s-a petrecut cel mai probabil la adăpostul Întunericului. Proprietarii au descoperit paguba chiar înainte să se apuce de recoltare. Pe 16, când m-am întors la muncă după weekend, după sărbători, noi am venit în camp în jur de la ora 11:30 să vedem dacă avem condiții de sensul pentru camion, pentru recoltă. Și când am văzut situația asta, că vedeți în camp, 30 de hectare recoltați de altcineva, nu știm de cine, pagubă mare, s-a făcut plângere la poliția locală de Ciochină. Apelăm la toți persoane și tot autorități că pentru 30 de hectare trebuie să fie un grup organizat că a făcut asta. Presupușii hoți de floarea soarelui nu ar fi ales deloc întâmplător această parcelă, situată în mijlocul unei zone imense de sute de hectare de culturi. Și asta pentru că este ferită de ochii lumii, ba chiar protejată de alte culturi, cum ar fi de pildă cultura aceasta de porumb. Ori operațiunea, pusă, spun proprietarii, la cale, cel mai probabil de o rețea de crimă organizată, va da de furcă polițiștilor care vor trebui să facă o adevărată muncă de detectiv în ceea ce ar putea fi cel mai mare furt de cereale din județul Ialomița din ultimii ani. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă. Sunt efectuate cercetări în vederea identificării situației de fapt și persoanelor bănuite, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Proprietarii culturii de floarea soarelui, administratorii societății Agromec Balaciu, cred că hoții au folosit cel puțin o combină și un camion de mare tonaj. Paguba înregistrată de Agromecul din Balaciu este semnificativă. Ca toate celelalte ferme din restul țării, traversează o adevărată criză a cerealelor, provocată pe de-o parte de seceta excesivă, dar și de recolte mult mai sărace decât în anii trecuți. Așa că pierderile, spun proprietarii păgubiți, se ridică undeva la 40.000, poate chiar 50.000 de euro. Păgubiții nu exclud ca hoții de floarea soarelui să fie avut complici printre angajații fermei de la Ciochina. Se gândesc și la varianta că sunt competitori, care astfel și-au mărit propria recoltă. Drumul european 85, care de-a lungul vremii a fost supranumit drumul morții, a făcut iarăși victime. Trei surori și-au pierdut viața într-un accident produs în apropiere de Buzău. Mașina lor s-a izbit violent pe contrasens de un vehicul care, la rândul său, a fost lovit de un camion. Din mașina femeilor a scăpat cu viață doar șoferul, soțul uneia dintre ele. În celelalte vehicule, patru oameni au fost răniți. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cele trei surori se reuniseră în Buzău ca să-și viziteze rudele și să petreacă împreună câteva zile. Mai aveau acolo o soră, care este bolnavă. Aseară se îndreptau spre locuința unei nepoate. La volan era soțul surorii mijlocii. Pe drumul european 85, la 5 km de Buzău, bărbatul nu a mai putut stăpâni autoturismul și a ajuns pe contrasens. Posibil să fi derapat pe acostamentul drumului. Au fost loviți în plin de o mașină de tip SUV, în care se afla o familie cu doi copii. Șoferul ei n-a mai avut timp să frâneze, ca să evite impactul. Apoi, în acest autoturism, s-a înfipt un camion.
cele trei surori au murit pe loc. Erau 4 victime încarcerate în primul autoturism, dintre care 3 decedate de sex feminin și o a patra conștientă cu funcții vitale. Rănit grav, șoferul mașinii în care se aflau cele trei surori a fost transportat la spital. Bărbatul de 62 de ani este internat la terapie intensivă. A fost intubat, politraumatizat, prezentând leziuni la nivelul capului și al toracelui. La spital au ajuns și cei doi soți care se aflau în mașina lovită. Doar șoferul camionului a scăpat teafăr. Familiile celor trei surori care s-au stins în aceeași clipă se pregătesc de înmormântare. E greu, nu ne revenim curând, ne e milă. Emoționant, șocant, o durere de nedescris. Cele trei surori avea grijă de sora de la Movila Banului. Vineau, îi aducea mâncare, avea grijă de ea, deci un eveniment foarte trist pentru comuna la noi. Poliția a cerut o expertiză a vehiculelor implicate în accident și a făcut mai multe măsurători pe șoseaua europeană, la locul tragediei. Și acum o informație de ultimă oră. Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp pe autostrada București-Pitești la intrarea în capitală. 7 persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la spital cu elicopterul după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit la kilometrul 13. Potrivit anchetatorilor, conducătorul unui SUV nu a păstrat distanța și ar fi intrat cu viteză într-o auto utilitară care a ricoșat apoi în 2 autoturisme și un microbus cu 16 călători. Unul dintre pasageri a suferit un atac de panică și a fost transportat la spital. Circulația este în acest moment blocată, iar traficul a fost deviat. Un medic din capital a fost șantajat și amenințat de cămătar timp de 2 ani. Bărbatul de 34 de ani împrumutase de la escroci 2.500 de euro, dar a fost obligat să plătească în schimb 11.000. Indivizii au recurs la amenințări violente și chiar i-au distrus mașina cu spray și vopsea ca să-l convingă să le dea bani săptămânal. Așa arată mașina doctorului din București, șantajat de cămătari. Medicul în cauză, un bărbat de 34 de ani, angajat în prezent la Spitalul Floreasca, s-a împrumutat în 2020 de 2.500 de euro de la un fost coleg de liceu. Escrocul le-ar fi spus polițiștilor că medicul era la vremea respectivă rezident și ar fi avut nevoie de bani pentru ieșirile frecvente în oraș. Escrocul ar fi pretins înapoi 5.000 de euro și aproximativ 30.000 de lei, în total 11.000 de euro. A susținut că banii ar reprezenta dobânzi ale sumei împrumutate inițial. Ca să obțină această sumă de bani, cămătarul ar fi recurs la ajutorul unui alt prieten apropiat, un bărbat de 33 de ani, pe care de asemenea l-ar fi împrumutat în trecut cu bani. Ca să-l scape acum de plata dobânzii, acesta l-ar fi convins să-l șantajeze împreună pe medic, făcându-l să plătească săptămânal câte 1250 de euro. Cei doi l-ar fi amenințat cu bătaia pe medic și i-au vandalizat autoturismul. Prima dată au scris pe mașină cu un spray alb cuvântul dator. Apoi au aruncat cu vopsea galbenă pe el. După 2 ani de șantaj și amenințări, medicul nu a mai suportat presiunea și a mers la poliție. Plângerea nu a fost depusă la momentul la care au fost săvârșite și faptele. Ulterior, acesta ne-a adus la cunoștință faptul că există și un șantaj la mijloc, au fost remise sume foarte mari de bani cu titlul de dobândă și de asemenea ne-au adus la cunoștință și distrugerile produse autoturismului. După mai multe percheziții, polițiștii sectorului 1, sprijiniți de trupele speciale, i-au depistat pe cei doi și i-au condus la audieri. Cel care i-ar fi acordat împrumutul medicului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce complicele său a fost plasat sub control judiciar. Ambii sunt cercetați acum pentru șantaj și distrugere. În hotelurile de pe litoralul Bulgariei se vorbește mai mult român în acest sezon turistic, iar patronii sunt încântați. Câți români au ajuns în țara vecină, aflați imediat. În goana după profit, pe litoral încă sunt angajatori care încurajează munca la negru. Mai mulți tineri, unii minori, au fost exploatați de patronul unei terase și au muncit pentru el fără acte sau cu un contract pentru 2 ore. Și-au cerut drepturile în repetate rânduri, dar au fost duși cu vorba. Inspectorul Pro a aflat despre acest abuz și a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă. Terasa se află la etajul unei clădiri din centrul stațiunii Neptun. Pare înțepenită în timp, fără lucrări de renovare sau modernizare, dar cu prețuri demne de un restaurant cu pretenții. Ne-am dat drept clienți și ne-am petrecut o seară acolo. Câți ani ai acum? 18. Împlinit? De unde ești? Călăraș.
Aproape toți cei care munceau erau tineri, unii minori. Au lucrat până după miezul nopții, deși legea e clară. Cine nu are 18 ani încetează activitatea la ora 22 și nu are voie să muncească mai mult de 6 ore pe zi. Printre ei, Maria, pe post de picol. Am stat de vorbă cu ea a doua zi. Atunci ne-a povestit că muncește fără forme legale și că i-a cerut de mai multe ori patronului să rezolve această problemă. Să semnăm contractele? Normal. Contractele sunt în presus pe acolo, n-am avut timp nici să le dau să le semnați. N-am semnat niciun contract, nici măcar n-am văzut vreun contract. Când voi l-ați întrebat de contracte, de bani, ce vă spune? În fiecare zi ne ocupă mâine sau săptămâna viitoare, de luni și același lucru în fiecare zi. Maria este încă elevă și a venit pe litoral dintr-un sat din Călăraș. Oferta de angajare a găsit-o pe un site cu anunțuri. La fel Bogdan, un tânăr de 17 ani din București. Acesta a vorbit la telefon cu patronul terasei din Neptun și a plecat la mare cu aprobarea părinților. Cazarea făcea parte din înțelegere. Când a ajuns în stațiune, a descoperit că trebuie să stea înghesuit cu alți tineri într-o locuință dintr-un bloc insalubru. Acum am ajuns la cazare, aici dorm două persoane, asta e camera unde dorm patru. Timp de o săptămână, Bogdan a muncit atât pe terasă cât și în bucătărie. Munceam de dimineața, de la ora 10, luam pauză de o oră, două, după aia lucram până seara la 1:30-2. Și ceilalți la fel, aveam același program. Vreun contract de muncă ai semnat? Nu am semnat nici măcar o foaie, nimic nu s-a semnat. De când am ajuns acolo, n-am semnat nimic. Când s-a dus să-și lămurească situația, patronul nu i-a oferit nimic concret, doar l-a dus cu vorba. Ba mai mult, s-a arătat supărat de îndrăzneala băiatului de a-și cere drepturile. Te-ai gândit foarte prost. Tu ești omul meu la dispoziția mea, eu decid ce faci tu. Dacă vrei să stai bine, dacă nu, nu e nicio supărare. Ești prea dificil și nu-mi place, deja mă încarci negativ, am vorbit prea mult cu tine. Ți-ai pierdut toate șansele să puteai să stai lângă un șmecher internațional. Mi-a zis că nu mai are chef de mine, că i s-a făcut rău de mine și m-a trimis pe jos acasă, ținând cont că el la telefon ne-a promis că el o să se ocupe de transport și acum mă duc 4-5 km, mă duc pe jos până la cazare. În fața celorlalți tineri, patronul a susținut că l-a scos pe Bogdan din registrul de evidență a salariaților pe scurt revisal, pentru că l-ar fi supărat. Discuția a avut loc în taxiul pe care individul îl conduce prin Neptun. De ce? Eu un idiot și l-am scos de pe revisal și mă gândesc dacă am mai ținut. L-a scos? Ei, da. Oamenii care sunt proști nu merită să stea pe aici pentru că îmi strică personalul. Patronul terasei este Mihail Lucian Zuică Vanini. Firma și-a deschis-o anul trecut, când în hârtie avea doar 4 angajați. Noi l-am așteptat la local și i-am cerut să lămurească situația celor care muncesc pe terasă. Câte ore muncesc ei pe zi? Unii 2 ore, alții 6 ore, alții 8 ore, depinde. Deocamdată cei care au sub 18 ani n-au voie decât 6 ore. Și muncesc 6 ore? Da. De la ce? Seara, de la unii după amiază, unii seara. Și aveți contracte individuale de muncă cu absolut ei? Închise pe 6, încheiate pe 6 ore? Pe două ore. Fără să-și dea seama, a recunoscut că nu are contractele încheiate pe normă întreagă, deși tinerii muncesc mai mult de 2 ore zilnic. În ceea ce îl privește pe Bogdan, acesta s-a întors acasă în București a doua zi după discuțiile avute cu patronul terasei. De exemplu, băiatul care a plecat, ce contract a avut? 2 ore. A muncit mai mult de 2 ore. Nu. De dimineața, de la ora 10, luam pauză de o oră, două, după aia lucram până seara la 1:30-2. Cu cât l-ați plătit pe el? Are transferul, trebuie să-și ia statul de plată, să semneze. Îl trimitem normal acasă, statul de plată. El, din prima zi în care a venit, trebuia să semneze un contract de muncă. A semnat acel contract? Nu, el a fost înregistrat pe revisal. Legea spune în felul următor. Legea spune că trebuie să semneze un contract individual de muncă. Contractul de muncă. Avem contracte cu toți cei care stau la muncă, doamnă. Semnate, au semnat tot? El n-a semnat nimic, de unde să știu ce a făcut dacă păi a fugit. Păi dacă el a muncit la dumneavoastră, trebuia să semneze acele contracte. Dacă a venit 2 ore și nu vrea să semneze, haideți că trebuie să plec, mă scuzați. Avem păi un aveți... și vă trimitem juristul, doamnă. Aveți semnate medicina muncii, contractul de muncă. Cu aprobarea tinerilor implicați, am sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă. Inspectorii de mi-au venit în control după ora prânzului pe terasă, nu erau prezenți toți cei pe care i-am filmat cu o seară înainte. După verificarea actelor au constatat că există câteva contracte de muncă semnate, dar pentru 2 ore. După control au fost modificate pentru normă întreagă. Patronul terasei a primit o amendă de 20.000 de lei, pentru că Bogdan, deși figura în revisal, nu semnase contractul de muncă.
Legislația în vigoare este însă mult prea blândă. Dacă în momentul în care apar inspectorii ITM, cei care lucrează fără forme legale nu sunt prezenți, patronul scapă nepedepsit. Tocmai de aceea, cei care muncesc fără contract trebuie să reclame situația la Inspectoratul de Muncă. În România este interzis angajarea celor care au sub 15 ani, iar de la această vârstă până la majorat, încadrarea lor se face în anumite condiții. În acest timp, România au salvat sezonul turistic din stațiunile vecinilor bulgari, deși au fost mai puțin față de alți ani. Peste 260.000 au ajuns în concediu în țara vecină până la finalul lunii iulie, iar cei mai mulți au ales pachetele all-inclusiv mai ieftine acolo decât la noi. Dar pe plaje și la terase ai noștri spun că dau mai mult. La finalul sejurului pleacă însă mulțumiți. La ora prânzului, în toate hotelurile all-inclusiv de la nisipurile de aur, se vorbește românește. Mai bine de 70% dintre clienți sunt români, care au plătit în medie 100 de euro pe zi pentru o cameră dublă. În jur de 2500 de lei pe 4 nopți, all-inclusiv. Două persoane. În România cheltuia mult mai mult. De ce ați ales Bulgaria? N-am fost niciodată și am auzit foarte multă lume că e super. Și chiar super. E la jumate față de România. Calitate, preț foarte bine. Cât ați plătit pentru o vacanță aici? Aproximativ 1000 de euro, 5 nopți. Familie cu copil? Cu 2 copii. Hotelierii ne spun că pentru români este foarte importantă mâncarea. Mamaliga, it's their favorite, but they eat. You're making mamaliga here? Yeah, of course. Romanians, they are coming, we know that we need to give them meat and we make meat for them. Am înțeles ce vor de la noi, acest all-inclusive, și le dăm ceea ce își doresc. Cele trei mese principale, gustările dintre mese, băuturile, acces gratuit la aquapark, piscine topogane, piscine interioare, exterioare, locuri de joacă pentru copii. Turismul de pe litoralul bulgăresc a fost salvat de piața românească. Și dacă la hotelurile all-inclusive din Bulgaria tarifele sunt și cu 15-20% mai mici decât în România, situația se schimbă complet pe plajă. Pentru turiștii care nu au ales un pachet all-inclusiv și nu au șezlongurile asigurate, o zi de plajă este destul de costisitoare. Și asta pentru că închirierea unui șezlong costă 12 leva, alții 12 leva trebuie să plătească pentru umbrelă și încă 3 leva pentru saltea. Asta înseamnă undeva la 27 de leva, adică aproape 70 de lei. Cum vi se par prețurile? Foarte mari. Mai mari ca în România. Afar de serviciile care sunt ok la all-inclusiv, cam atât. Și la terase, în medie, o bere costă 12 lei, iar o pizza 40 de lei. Bulgarii speră să ajungă măcar la 80% din nivelul de oaspeți din 2019, când și-au petrecut vacanța la ei peste 2 milioane de români. We are hiring Romanian staff for everything in the restaurant, at the reception, PR and everything, so they feel like at home. Și în cazul Bulgariei, anul acesta au dispărut turiștii din Rusia, care nu pot intra în țară, dar și cei ucraineni. Colega mea, Ivet Mârza, este acum pe faleza de la Balcic. Bună seara, Ivet! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Și aici pare că româna este a doua limbă oficială, iar terasele au chiar și meniurile traduse special pentru turiști de la noi. Deși suntem pe malul Mării Negre, iar vecinii bulgari pescuiesc mai mult decât noi, din meniurile de aici nu lipsesc ceafa de porc și cartofii prăjiți, preferatele românilor. Faleza din Balcic începe încet, încet să se aglomereze. Este ora la care turiștii ies din camere, se plimbă, savurează o înghețată, fac o poză sau își caută un loc perfect pentru cină. Să știți că prețurile sunt asemănătoare cu cele pe care le găsim pe litoralul nostru, cel puțin aici unde mă aflu eu. De exemplu, un glob de înghețată costă 2,50 lei, undeva la 6 lei. Un porumb fiert costă 10 lei, exact la fel ca în stațiunile de pe litoralul românesc, iar o porție de hamsi sau midi costă 12 leva, adică 30 de lei. Și la fel ca și la noi, vecinii bulgari încep reducerile de săptămâna viitoare. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Ivet. Noile reguli de parcare din București, care se aplică din această săptămână, au sporit încasările în primele 3 zile cu aproape 40%. Chiar dacă mulți șoferi au înțeles că trebuie să-și lase mașinile în locurile special amenajate și să plătească taxa, mai sunt unii care parchează ilegal. Alții încearcă să dea șpagă în loc să achite suma stabilită în funcție de zonă. Și încă mai găsesc agenți dispuși să le ia banii. O oră costă 10 lei. Nu vă costă nimic, dar nu mai mult de 50, da?
Aceste imagini au fost filmate cu o cameră ascunsă, într-o parcare din zona 0 a capitalei, unde taxa este de 10 lei pe oră. După o scurtă discuție, agentul este de acord să închidă ochii pentru 5 minute staționate fără plată, deși el ar trebui să încaseze taxa chiar și pentru un singur minut de parcare. Cred că a fost o clemență a colegului meu. Nu e normal și nu este în procedura de încasare a parcării. Au existat astfel de situații, sesizări de la cetățeni, toate au fost abordate în comisiile disciplinare, acei angajați au fost sancționați. Schimbăm parcarea, dar rămânem tot în zona cu 10 lei ora. O să vă dau 5 lei dacă pe 10 lei. Mai merge că vine control și de mesa. Credem că a dat amenzi, două amenzi sau 2 milioane. În acest moment sunt în jur de 200 de agenți de parcare, angajați ai primăriei, care câștigă 2500 de lei pe lună. Pentru a evita aceste mici înțelegeri între agenți și șoferi, municipalitatea va monta parcometre, așa cum există în alte orașe. Sperăm să treacă cât mai repede procedurile de licitație publică și să avem odată pentru totdeauna în București acele parcometre care există în marile orașe din România, să poți plăti parcarea rapid. În primele două zile de la aplicarea noilor taxe de parcare, încasările au crescut cu aproape 40%. Marți, de exemplu, agenții au încasat în total 135.000 de lei, față de 95.000 de lei cât au luat în aceeași zi a săptămânii trecute. Mai găsim însă zone în care șoferii parchează pe unde apucă. Suntem în zona 0, unde parcarea costă 10 lei pe oră și iată, pe această stradă sunt cel puțin 4-5 locuri libere. Însă sunt unii șoferi care nu-și doresc să plătească această taxă, așa că și-au lăsat mașina în locuri nepermise. Ba mai mult decât atât, șoferul acestui autoturism și-a urcat mașina chiar pe trotuar. Așa că pe multe trotuare din centru au fost puse temporar dispozitive de semnalizare rutieră, pentru ca șoferii să nu mai urce mașinile pe borduri. Realitatea este că trebuie să plătim pentru serviciile pe care le folosim, ca să putem să avem loc cu toții, să zic așa. La început probabil va trebui să fie mai mult enforcing din partea autorităților, dar cu timpul sunt sigur că va deveni o normalitate. În prima zi de la aplicarea noilor reguli, 53 de șoferi au fost amendați cu 435 de lei pentru parcare pe trotuare și 3 puncte de penalizare. Dar amenzile pentru staționare neregulamentară în oraș pot ajunge și la 725 de lei. Autoritățile au încercat să verifice de unde provin fructele și legumele care ajung în piețele din capitală. Deși vânzătorii prezintă un certificat de producător care atestă faptul că ei cultivă ce au pe tarabă, unii au grădini numai de formă și au recunoscut că își cumpără marfa angro și o vând în piețe. Cei care lucrează pământul nu au timp sau bani suficienți ca să vină la oraș cu recolta. Pot fi ajutați numai dacă se înscriu într-o asociație de profil. De unde completați cantitatea? Vă mai întreb o sută oară. De unde completați? Din grădinile noastre proprii, pentru că filmează, e normal. Din grădinile noastre proprii. Așa se desfășoară o discuție între reprezentantul Autorității pentru Protecția Consumatorului și un comerciant din piață. Deși în grădina lui nu au fost găsite produsele expuse pe tarabă, nu vrea să spună că sunt cumpărate din altă parte și puse la vânzare. Responsabilii au făcut aceste controle în grădini și livezi pentru a verifica autenticitatea certificatului de producător dat de primării, pe care comercianții îl au în piață. În multe cazuri nu au avut ce să vadă, pentru că cei vizați nu cultivau ce vindeau. De unde le cumperi? De la Puchen, cumpără toată lumea de acolo. Bă, tarabă. Da. Acum, ai ceva de la tine în curte, nu, vreo legumă? Nu. Mulți vânzători cumpără fructe și legume din piețele care vând angro. La această tarabă, de exemplu, se strâng în fiecare dimineață 10 de comercianți, care iau marfa și o duc apoi în piață. Eu una sunt mulțumită pentru că există un lanț între noi, așa, în care ei ne ajută, noi pe ei, ei pe noi, și clientul cred că este cel mai fericit. Sunt și situații în care vânzătorii au produse din import, care ajung la piață cu eticheta produse românești. Toată marfa este din Grecia, Turcia, Italia. Noi nu avem marfă de producători, noi suntem societate comercială. Știți dacă au fost situații în care cineva care a venit din piețe a vrut să vândă fructele acestea ca fiind fructe românești? Da, e posibil. Pe de altă parte, mulți dintre cei care cultivă pământul nu vin la piață cu recolta, pentru că nu au suficientă și ar trebui să dea prea mulți bani pentru transport și taxele de la tarabă. Așa că vând fructele și legumele la poartă, dacă au clienți. Pun legume pentru mine și pentru familie. Și surplusul nu-l arunc, îl scot la poartă la vânzare. Nu are rost să merg în piață pentru... De exemplu, uitați, astăzi doar asta le am.
ca să nu mai rămână cu recolta în fața porții. Mulți intră într-o asociație de fermieri. Numărul cooperativelor agricole a crescut cu peste 60% în ultimii 5 ani. Oamenii sunt astfel ajutați să-și vândă marfa în magazine și să o dea și la export. Deficitul de personal de pe piața muncii crește. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, erau peste 45.000 de locuri de muncă vacante în prima parte a acestui an, în creștere cu 16% față de 2021. Economia are nevoie de meseriași în toate sectoarele, mai ales că mulți pleacă în străinătate. Acolo lucrează în agricultură, construcții și transporturi, domenii unde salariile sunt de 2-3 ori mai mari decât la noi. În această fabrică de mobilă lucrează peste 200 de angajați. Produsele ajung în Europa Occidentală, Orientul Mijlociu sau Statele Unite. Managerul caută tâmplari, vopsitori sau ambalatori. În ultima perioadă a susținut 20 de tineri să învețe meserie, însă doar 2 dintre ei au rămas să lucreze în fabrică. O fabrică de producție nu poate lucra online sau remote. În producție, angajații trebuie să fie în marea lor majoritate pe fluxul de producție. Asta înseamnă că trebuie să respecte un program și să fie la fabrică. La fel stau lucrurile în majoritatea domeniilor de activitate, unde este nevoie de oameni. Piața muncii din țara noastră înregistrează un deficit uriaș, similar cu cel din 2019, înainte de pandemie. Potrivit Institutului Național de Statistică, în cel de-al doilea trimestru din acest an, în România sunt peste 45.000 de locuri de muncă vacante, în creștere cu 6.500 față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari rate s-au înregistrat în administrație publică, 1,84%, gestionarea deșeurilor, activități de spectacole, dar și în industria prelucrătoare. De altfel, acest sector concentrează aproape o pătrime din numărul total de locuri de muncă vacante, adică 11,4.000. De la un trimestru la altul, cererea a crescut cu aproape 400 de posturi, iar acum, la jumătatea anului, deficitul este de peste 3.400 de angajați. S-a ajuns aici pentru că foarte mulți oameni calificați au plecat la muncă în străinătate. Asta în condițiile în care în pandemie au revenit în țară și erau dispuși să lucreze pentru bani mai puțini, dar să fie alături de familie. În condițiile în care se anunță peste tot creșteri, automat asta nu face altceva decât să ducă la o stare de îngrijorare. De aceea, dacă eu vroiam să rămân ieri în România, astăzi dacă am un prieten care lucrează afară, îl întreb și pe el dacă nu găsește un loc și pentru mine. Și este de înțeles, de vreme ce salariile sunt și de 3 ori mai mari decât în țară. De exemplu, în agricultură sau construcții, muncitorii necalificați primesc cel puțin 1.000 de euro, în vreme ce la noi lefurile nu trec de 600 de euro, adică puțin peste 3.000 de lei. Sunt căutați și șoferii de tir, care pot ajunge la un venit lunar de 4.000 de euro, în vreme ce la noi câștigă doar jumătate. Oferte generoase primesc și cei care lucrează în industria ospitalității. Pe zona de barista, pe bucătar șef, poți să ajungă să câștige 2-3 mii de euro în funcție de restaurantul sau de hotelul unde lucrează. Guvernul vrea să reducă deficitul de personal din România și are în plan să acorde stimulente financiare pentru angajarea șomerilor trecuți de 45 de ani. Din păcate, spun specialiștii în resurse umane, companiile ezită să angajeze și să recalifice astfel de oameni. Consideră că mulți nu au abilități digitale și nu se pot integra ușor la un nou loc de muncă. Din cauza unui incendiu violent care s-a extins fulgerător, designerul Giorgio Armani a fost nevoit să-și părăsească în grabă vila de pe coasta estică a insulei italiene Palanteria, populară în rândul celebrităților. Armani și invitații lui au plecat târziu în noapte cu iahtul creatorului de modă. Este într-adevăr o vară a extremelor. Seceta și căldura pârjolesc pădurile, seacă fluviile și omoară peștii. Iar când în sfârșit plouă, apa se revarsă sub formă de grindină distructivă. Seceta care afectează aproape întreaga Anglie pune în pericol peștii din râuri. Nivelul apelor e atât de scăzut încât Agenția Britanică de Mediu a inițiat un plan de salvare. We've looked at every single other option. We can see that the levels aren't going to improve. We then have to go to the ultimate stage, which is removing the fish and rescuing them and moving to another place. Regular phosphate testing being often 10-20 times the target levels. În Franța, cultivatorii de viță de vie se roagă intens să plouă măcar acum. Altfel, strugurii sunt compromiși și implicit faimoasele vinuri ale Franței. 9 août, c'est du jamais vu. Avant, la première fois, c'était 12 août, les plus précoces. On a cette année des petites baies, vous voyez, on est habitué à avoir
le double de volume hein, sur les baies, donc c'est la conséquence du manque d'eau. Postoje un consenzus zapravo da će Mediteran se osušiti. Tu nastupe duža intenzivna sušna razdoblja. Îngrijorător este că și când plouă în sfârșit, mai mult strică decât ajută. Cum s-a întâmplat aseară în mare parte din Anglia. În Germania, circulația puținelor vase de transport care se mai încumetă pe Rin s-a blocat în apropiere de Bingen, după ce elicea unei nave s-a împotmolit în noroi. Pe de altă parte, secarea Elbei a scos la iveală așa numitele pietre ale foametei. O legendă din veacul al XVII-lea spune că atunci când se văd pietrele, ne așteaptă vremuri grele, de aici și numele lor. Iată cum arată astăzi Miljaca, o faimoasă cascadă din Bosnia. În loc să admire căderile vijelioase de apă, turiștii contemplă stânci acoperite de mușchi. Apă nici pomeneală. Nici Iordanul, al treilea cel mai venerat loc al creștinătății, nu duce bine. Responsabilii iordanieni au ajuns să-i descurajeze pe pelerini să-și ia acasă o sticluță cu apa socotită sfântă. Guvernul de la Ierusalim s-a angajat să reabiliteze Iordanul, transferând apă din lacul Kineret, cea mai importantă sursă de apă a Israelului. Importance of the Jordan River, of course, is it's in its cultural, biblical, religious importance, and therefore it's so important to revive. The plan is to finish it by 2025 from almost 30 million cubic meters of water that flow there today. We are going to have an addition of another 40 million cubic meters annually. În acest timp, chinezii apelează la tehnologia de însămânțare a norilor pentru a umple râul Yangtze, tot mai secat. Mare parte a Chinei este afectată de secetă și de cel mai mare val de căldură înregistrat vreodată. Sute de fabrici din sud-vestul țării și-au oprit producția din cauza căldurii. Hidrocentralele abia mai funcționează, iar agricultura este în mare suferință. În stilul specific, chinezii au trecut rapid la treabă. 这几天我们投入 120多万紧急开发地下深井，在茶园安装喷灌设备。机器每天可以达 100米到300米之间，日出水量。It's no longer a projection for the future only. It's also what we are already observing. An important message there is also that quite a lot of those impacts are avoidable if we invest good heatwave early warning systems. And for the longer term, for instance, adapting how we build our cities, you know, greener cities or cooler cities. Rusia amenință să oprească funcționarea centralei nucleare de la Zaporojie după ce a acuzat Kievul că ar pregăti o provocare pentru mâine când va ajunge acolo secretarul general al ONU. În altă ordine de idei, un reportaj realizat cu mari dificultăți de jurnaliștii Sky News ne dezvăluie cum arată viața ucrainienilor în Hersonul ocupat de ruși. Controlat de ruși încă de la începutul lunii martie, orașul Herson din sudul Ucrainei este în același timp inima unei rezistențe încrâncenate a ucrainenilor. Jurnaliștii postului Sky News au reușit cu greu să ia legătura cu ucraineni din Herson. Majoritatea sunt fie prea speriați ca să riște să discute cu străini, fie nu pot lua contact cu lumea exterioară, pentru că nu au semnal la telefon și nici internet. Rețelele ucrainene de telefonie mobilă au fost închise și înlocuite cu echivalente rusești nesigure, care sunt ascultate și nu permit apeluri internaționale. Acest parc este unul dintre foarte puținele locuri în care prind internet din rețele ucrainene. Не, ну реально, реально средневековье. Это не средневековье, это вот село. În satele din jurul Hersonului, oamenii urcă pe case când vor să prindă semnal la telefon. Întâlnirile cu prietenii sau rudele cer curaj și perseverență. На там точно годину зустрінемо, кудись приймемо, домовляємось, списки лишаємо. І, звичайно, використовую трошки завуальну мову. Rezistența ucrainană a lansat un ziar clandestin pe care îl distribuie pe băncile din parcuri sau direct în cutii poștale, ca să ține lumea la curent cu noutățile de la Kiev și cu poziționarea punctelor de control ale rușilor. Mi se citco говорять своїх, щоб зменшити кількість втрат. І, звичайно, ми розуміємо, що вони спалюють і херсонців. Це страшно. Це завжди було страшно. Ти не знаєш, що у них в голові. Ти не знаєш, що вони будуть думати, делать по отношению к тебе. Ти боїшся щось сказати. Ти завжди фільтруєш свою річ. Тому що ти не можеш називати речі своїми іменами. Может быть, рядом по соседству сидит на той же лавочке напротив какой-нибудь русский солдат, который прослушивает тебя.
Situația rămâne tensionată și în jurul centralei nucleare Zaporojia, cea mai mare din Europa, ocupată din martie de armata rusă. 19 august, kievski regim готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы подразделениями 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории позиций, находящихся в городе Никополь. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ним районах у российских войск нет. Realitatea îl contrazice însă flagrant. Locuitorii din Nicopol trăiesc literalmente sub teroarea atacurilor lansate de ruși de lângă centrală, contând pe faptul că forțele Kievului nu vor risca să riposteze. Acești oameni și-au pierdut rudele și casele într-unul dintre ultimele bombardamente rusești. Mi-a pozvonit, mi-a spus că nu au cartieră. Am fost acolo, mine sin vătianut. А дедушку не вспіло, завалило, і на нього ж ракета впала, там, де він лежав на кроваті. Сьогодні поховали. Поховали чи ще? Будемо ховати. Грепе her kom inne fra selve området til atomkraftverket, som ligger bare 4 kilometer den veien. Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, s-a văzut nevoită să-și reclame dreptul de a se bucura de timpul liber după ce presa de la Helsinki a publicat imagini în care politiciana dansează și petrece exuberant în mijlocul unui grup de prieteni. În imaginile devenite publice, politiciana social-democrată de 36 de ani se agită în ritmul muzicii și cântă, având în mână un pahar. Unii s-au grăbit să speculeze că la petrecere s-ar fi consumat droguri, iar un lider al opoziției, dar și un membru al partidului de guvernământ, au cerut ca șefa guvernului să facă un test antidrog. Nu am nimic de ascuns, n-am consumat droguri, așa că nu este o problemă să merg la analize. Am dansat, am cântat, am sărbătorit, am făcut lucruri legale, a replicat Sanna Marin. Căsătorită și mama unei fetițe de 4 ani, ea a dezvăluit că a fost crescută de părinți de același sex, mama ei și partenera acesteia. Un băiețel de 4-5 ani s-a urcat pe scenă la Vatican și s-a dus lângă Papa Francisc, suveranul pontif, tocmai pleda pentru dialogul dintre bătrâni și tineri. Dove i bambini, dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro. Come stai? Come ti chiami? Ti piace stare qui? Accomodati, accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani, eh? Ah, questo è stato coraggioso questo, eh? E rimane tranquillo, eh? Este drept că în scurtul răgaz nu s-a legat un dialog între cei doi. Posibil ca băiețelul să fi fost străin și să nu fi înțeles italiană. La audiența papei participau zeci de cupluri tinere care au savurat scena și au aplaudat cu însuflețire. Guvernul japonez este îngrijorat că tinerii nu beau suficient. De la izbucnirea pandemiei, barurile și alte localuri care vând alcool au fost afectate de restricții, ceea ce a dus la scăderea vânzărilor și a veniturilor din impozitul pe băuturi alcoolice. Soluția guvernului? Lansarea unui concurs pentru a găsi noi modalități de a încuraja pe tineri să bea mai mult. Campania Sake Viva, supervizată de Agenția Națională pentru Impozite, invită participanții să propună idei despre cum să stimuleze cererea de alcool în rândul tinerilor. De pildă, noi servicii, metode de promovare și chiar tehnici de vânzare folosind inteligența artificială sau metaversul. Iar în Veneția, o filmare cu doi bărbați tineri care fac ski nautic pe un canal a stârnit valuri de indignare. Cel mai furios a fost primarul orașului Lagună, care a distribuit imaginile însoțite de comentariul: iată doi aroganți care își bat joc de orașul nostru. Primarul a promis o cină celor care vor da o mână de ajutor pentru identificarea celor doi tineri responsabili. După câteva ore, primarul Veneției a anunțat că indivizii au fost găsiți și li s-au confiscat plăcile pentru sporturi nautice. Promite că vor fi tratați cum merită, deși a admis că legea nu-i oferă prea multe pârghii.